Astăzi vom vorbi cu Ionuț. Salut! Salut! Spune-mi câte ceva despre tine. Mă numesc Ionuț Mândrescu. Sunt din județul Vaslui. Așa. Din orașul Huș. Așa. Și cum ai ajuns pe aici? Am început facultatea de agricultură aici în Suceava. Și m-am stabilit aici într-un final. Și ai finalizat, deci ești inginer silvic, da? Inginer silvic. Da. E bun. Noi suntem într-o zonă plăcută, exact, în care ai învățat, presupun că, unele lucruri la facultate. Da, multe. Spune-mi cum te-ai hotărât să faci trecerea aceasta, cum ai ajuns să te angajezi la ASIST? Am fost pasionat. Tot timpul mi-a plăcut domeniul ăsta al calculatoarelor. Uh-huh. Și acasă făceam site-uri micuțe, tot felul de artificii. Și din întâmplare am văzut un job disponibil la ASIST pe HP și am zis să aplic, de ce nu? Nu erai sigur că varianta silvică e soluția corectă pentru tine? Ba da, la început am vrut să merg pe un domeniu care să fie natură, să fiu mai aerisit, să mă plimb, dar mi-am dat seama că nu sunt fericit chiar. Domeniul IT mi s-a părut mult mai interesant, era pasiunea mea și a trebuit să urmez. Ce presupune jobul tău? Cum a fost această trecere de la partea de silvicultură în zona IT? Trecerea a fost oarecum grea, pentru că la început n-am avut încredere în mine, mi-a fost teamă, dar la ASIST am avut parte de sprijinul necesar. Adică a ținut teoretic de faptul că tu nu erai sigur pe tine, dacă erai mai sigur... Da, eu făceam lucruri, dar la un nivel mai mic, uh-huh, și știam că la ASIST se face totul mai, la un volum mai mare și la mai așteptări profit. Mai mari. Uh-huh. Dar treptat m-am obișnuit, cu fiecare proiect am prins experiență și mă simt din ce în ce mai bine. Ce proiecte pe cont propriu ai? Ce pasiuni te țintrează? Proiecte pe cont propriu nu prea au fost, pentru că de obicei lucrăm în echipă. Am avut două proiecte mai mari. Unul era un magazin online pentru un client din afară, iar al doilea o platformă la fel ca e-jobs, cumva, pentru o cameră de comerț de aici din țară. Am înțeles. Deci, teoretic te-ai adaptat frumos la noul mediu. Da. Cum vezi tu lucrurile? Este vreodată prea târziu să îți schimbi domeniul de activitate sau nu? Nu. Cred că poți să o faci în orice moment, dar depinde de tine, cât ești de sigur pe tine. Tu cum te-ai decis, de exemplu? Cum ți-ai dat seama că vrei să faci asta și nu vrei să continui pe prima direcție? La momentul respectiv, când am aplicat la ASIST, mi s-a părut fascinant ce fac ei acolo și se lega cumva cu pasiunile pe care le aveam eu. Și asta mi-a dat un impuls să încerc să aplic, pentru că n-am nimic de pierdut. Adică văd cum e la un interviu, cunosc niște oameni, nu era nicio nenorocire dacă era un refuz. Da, 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 da. Și pur și simplu ți-ai luat inima în din și ai zis da, că... Și chiar am fost sunat a doua zi, după interviu la fel am fost acceptat într-un internship. A fost totul așa, ceva de vis. Nu mi-am dat seama pe moment ce se întâmplă. Și de pasiuni? Ce fel de pasiuni are o persoană care a făcut silvic și a trecut pe IT? Bineînțeles că în primul rând îmi place în pădure, îmi place să mă plimb. De câte ori am ocazia, mă duc spre munți, fiind și aproape, aici în Suceava. Îmi plac mult mașinile, îmi place să lucrez la mașina mea. Calculatoarele, bineînțeles, să-mi fac singur calculatorul și tot așa. Cred că e o pasiune generală la cei de la ASIST.
Și am ajuns și în mediul tău de lucru, plăcut, relaxat. Da. Recent v-ați mutat. Acum o săptămână ne-am mutat aici, chiar îmi place. Cât de important este să-ți placă ceea ce faci, să fii pasionat de ceea ce faci? Cred că are cea mai mare importanță. Dacă faci ce-ți place, o să faci totul bine și o să-ți placă toată viața să faci acel lucru. Corect, corect. Care crezi că este rețeta succesului? Rețeta succesului? Nu cred că există rețeta succesului, pentru că, să zicem, nu se aplică la fiecare, deci nu o să fie niciodată o rețetă perfectă a succesului. Cred că pasiunea e cea mai importantă, cum am spus și mai înainte. Să-ți dorești lucrul respectiv. Și dacă te pricepi în mai multe domenii, cred că e un how-to, pentru că vezi lucrurile altfel, din mai multe perspective. Am înțeles. În ce proiecte interesante ai lucrat? Ce ți-ar ieși în ochi acum dacă te gândești, te-ai gândit? Proiect interesante, cred că toate au fost interesante, dar cel mai interesant a fost un proiect de la BGS, unde am avut de făcut un dispecerat cu alerte, cu chestii de genul, cu hertz. A fost, cred că, cel mai ok. Am învățat foarte multe de acolo. Care crezi că sunt cele mai importante calități ce ar trebui să le dețină un developer după tine? Un developer ar trebui, în primul rând, să aibă logică. Așa. Pentru că asta e cheia succesului. Dacă îți merge mintea și ai logică în tot ceea ce faci, poți să ai succes în orice domeniu. De asta, din silvicultura, am trecut ușor în domeniul IT. Care este cea mai grea încercare, să zic așa, care ai avut-o de când ești la Assist? Cea mai grea? Am avut proiecte la care de multe ori n-am știut nimic, n-am avut nici informații prea multe și am avut așa o teamă că nu o să fac față la proiectul respectiv, dar până la urmă cumva le-am scos la capăt, deci nu cred că există motive de îngrijorare sau să ai o teamă anume, pentru că soluții sunt. Am înțeles. Țin în domeniul nostru, tot timpul trebuie să fie o soluție. Încercările nu fac decât să te ajute să afli lucruri noi, să găsești noi soluții și noi variante de a face ceva. Exact. Care este cea mai grea provocare ce ai avut-o de când ești la Assist? Cea mai grea provocare cred că a fost în momentul în care am avut proiecte la care nu am avut destul informații și cumva a trebuit să mă descurc singur. După aia mi-am dat seama că nu ai motive de îngrijorare sau vreo teamă, pentru că tot timpul avem soluții și avem colegi destui care îi putem întreba oricând orice și o scoatem la capăt. Corect. Pe parcurs mi-am dat seama că nu are rost să fie teamă de proiecte. Am înțeles. Și dacă ar fi să ne gândim, ai făcut această trecere din silvicultură în zona IT, ce ai recomanda celor care se gândesc la schimba domeniul, dacă nu au făcut totuși ceva pe IT și vor să treacă pe IT? Le-aș recomanda să își urmeze pasiunea, să nu se teamă de a aplica aici, pentru că oamenii care se ocupă cu analizarea candidaților au destul experiență și dacă ai ceva în tine, o să-și dea seama. Deci contează și tiparul tău, contează... Da, eu mă regăsesc când spun chestiile astea, pentru că neavând studii în domeniu, am primit o șansă, pentru că am arătat că știu ceva și m-am descurcat până la urmă. Și că ai interes, așa cum spuneai, că ai pasiune în această direcție. Da. Ok, super, bine de știut. Îți mulțumesc foarte mult, mi-a făcut plăcere să vorbesc astăzi cu tine și în acest mediu nou așa elegant. Da. Mult succes în direcția care ți-ai ales-o.